O ploaie neașteptată a creat probleme în Vrancea, localitatea Panciu a fost lovită de grindină, deși în zonă este amplasat un sistem de rachete meteorologice. Acestea nu au mai făcut față și nu au putut să protejeze culturile de viță de vie din zonă. Așa arată terenul în Panciu după o furtună neașteptată. Deși localitatea intră în zonele protejate de Sistemul Național Antigrindină și de creșterea precipitațiilor, câmpurile au fost acoperite cu un strat de gheață. Viile din zonă au fost afectate chiar în perioada în care cultura se afla în plin proces de dezvoltare. În total au fost trase 26 de rachete antigrindină din mai multe puncte de lansare.